Situația din Egipt este departe de a se fi liniștit și la această oră 10.000 de oameni sunt pe străzi. Sub presiunea maselor, președintele Hosni Mubarak a anunțat că nu mai candidează pentru un nou mandat la șefia statului. Nu este îndeajuns, strigă protestatarii. Ei vor ca ultimul faraon să renunțe acum, doar că Mubarak nu este dispus să plece la cererea poporului. Venirea nopții nu a însemnat pentru egipteni și sfârșitul protestului. Într-o nouă încercare de a pune capăt revoltei, președintele Mubarak a transmis că nu va mai candida la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului. Anunțul n-a avut niciun efect asupra manifestanților. Au rămas pe străzi, deși protestau de aproape 12 ore. Pe la prânz, orașele Alexandria și Cairo erau deja în fierbere. Râuri de oameni se îndreaptă spre piața Tahrir din Cairo, devenită simbol al Revoluției Egiptene. Este o demonstrație fără precedent în ultima jumătate de secol și cu siguranță un punct de cotitură în istoria Egiptului. Trucurile folosite de regimul lui Mubarak n-au oprit protestul. Chiar dacă președintele a întrerupt circulația trenurilor, oamenii s-au dus cu mașinile la manifestație. Internetul nu mai merge de câteva zile, dar egiptenii, printr-un serviciu Google, au putut posta pe Twitter trimițând mesaje vocale prin telefon. Mesaje au scris și pe pancartele pe care le-au adus cu ei la protest, toate împotriva ultimului faraon. Mubarak must go to hell. Mubarak must go to hell. 80 million of the people don't want him. And he don't want to go. We are not going to stay just for one day. We are going to stay forever until he goes outside our countries. În centrul capitalei, protestatarii erau supravegheați de militari care erau pașnici, așa cum au promis aseară. Pe o stradă lăturalnică însă lucrurile au scăpat de sub control. Paralizat de spaimă, un soldat a țintit cu pistolul spre mulțimea care se apropia amenințător. Și el și camarazii săi și-au pierdut cumpătul și au început să tragă la întâmplare. Și simpatizanții lui Mubarak au ieșit în apărarea liderului. În timp ce oamenii protestează, economia e paralizată. Pentru o bucată de pâine, egiptenii stau la cozi uriașe. Fără rezultate imediate și palpabile, revolta egipteană riscă să se stingă în curând de foame. La Cairo, magazinele sunt deschise pe zi și oamenii au început să simtă acut lipsa de mâncare și de apă. Și în aeroporturile Egiptului este forfotă. Sunt luate cu asalt de mii de străini care părăsesc în grabă țara. Câteva țări au decis de asemenea să evacueze și o parte din personalul auxiliar al ambasadelor.